Bună ziua, dragi pretendin Capricorn. Haideți să vedem Capricornul între el și ea. Gândiți-vă la o persoană pe care o aveți în minte, în suflet, în gând, în... Sau ați avut-o? Hai să vedem. În prezentul relației. Trecutul relației. Viitorul relației. Ui. Hai să mai scoatem așa mai pe. Vrăji. Sunteți despărțiți de vrăji. Capricornii. Deci, așa iese acum, așa vă spun. Despărțire din cauza vrăjilor, terminarea relației. Certuri. Ea este foarte agitată, femeia Capricorn sau partenera. Foarte supărată. Se judecă. Dacă continuă. Măi, el are tot interesul să continue relația. Poate să fie un bărbat din, dacă sunteți Capricorn, femeie și el, poate fi din Taur, Gemeni. Taur. Fecioară Capricorn, iară Capricorn, da, Capricorn, vedeți? Hai să mai scot una pentru relație. Ui! Cu lacrimi, nu. Pauză în această relație. Casa. Măi, dacă rămâneți aici, rămâneți pentru casă. Nu puteți pleca din cauza copiilor și a casei, poate. Sau vor suferi copiii foarte mult pentru că vă despărțiți, plecați, bă, nu știu. Totuși, și despărțirea asta este ca o binecuvântare. Tot ce se întâmplă, să știți, tot ce pierdem este spre binele nostru câteodată. Câteodată spre binele nostru. Așa. Nu știu, parcă văd violență aici. Violență. Văd concluzii rapide, simple. Văd o boală moștenită. Poate fi. Sau o relație. Sau cum să spun eu? Poate că. Ce vi se întâmplă este din blestem din familie. Da? Deci, ceva din familie. Cineva nu a fost de acord ca să fiți împreună, să vă căsătoriți și atunci nu ați rămas împreună sau nu rămâneți din cauza asta împreună. Depresie, văd supărare, pierdere. Secret. Așa. Au fost ceva gălăgie și atunci a trebuit să întrerup. Disciplină. Nu știu, unul dintre parteneri este foarte controlator, foarte dominant. Celelalte persoane nu-i place acest comportament. Din cauza asta vă despărțiți sau v-ați despărțit. Sau sunteți cu persoane căsătorite care nu se vor despărți. Sau ce vă doriți este foarte greu. Sunteți implicați emoțional. Multe emoții. Dacă va continua relația, nu. Nu va continua. Nici pentru casă, nici pentru copil. Poate o perioadă o să mai stați pentru copii sau pentru casă, dar după aceea nu mai. Veți avea pe altcineva, alte persoane. Cam asta a fost pentru Capricorn. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.